Duminica aceasta începe triodul, perioadă duhovnicească în care ne pregătim pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Triodul durează 10 săptămâni, de la Duminica Vameșului și Fariseului și până în Sâmbăta Mare. Triod este și numele cărții de cult care se folosește cel mai des în această perioadă. Triodul se numește astfel deoarece în conținutul său, canoanele care se cântă în cadrul slujbelor, a utrenii și a celorlalte slujbe, au structura de 3 ode, nu ca în restul anului de 9 ode sau de 9 cântări. Ele au fost alcătuite astfel de către imnografii bisericii, Cosma Melodul, Teodor Studitul sau Iosif Studitul, în cinstea Preasfintei Treimi. Și în conținutul lor vorbesc despre pocăință, despre smerenie, despre lacrimi, despre întoarcerea omului spre Dumnezeu, prin toate acestea pregătindu-l pe creștin pentru întâmpinarea praznicului pascal. Triodul este subîmpărțit în 3 perioade, cea pregătitoare, postul mare sau păresimile și săptămâna pătimirilor Domnului. Perioada pregătitoare are 3 săptămâni și este marcată de 4 duminici: Duminica Vameșului și a Fariseului, Duminica Fiului Risipitor, Duminica Înfricoșătoarei Judecăți și Duminica Izgonirii lui Adam din Rai. Caracteristica acestor duminici este dată atât de imnografie, cât și de pericopele evanghelice care se citesc la Sfânta Liturghie în aceste duminici. Și, în general, ele vorbesc despre căderea omului în păcat, despre întoarcerea omului prin pocăință și prin smerenie și despre iertarea pe care Dumnezeu a oferit-o omului încă din clipa în care a căzut. Astfel, Duminica Izgonirii lui Adam în Rai se mai numește și Duminica Iertării. Și cu această duminică debutează sau începe Postul cel Mare. Postul cel Mare, a doua perioadă a triodului, care ține 40 de zile, este cel mai aspru post din perioada anului liturgic. În această perioadă creștinii postesc, se roagă, participă la slujbele bisericii și prin toate acestea biserica îi pregătește pentru întâmpinarea praznicului Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Iar ultima perioadă a triodului, săptămâna patimilor, este o rememorare și o retrăire a ultimelor zile a Mântuitorului nostru Iisus Hristos înainte de jertfa sa, înainte de răstignirea pe cruce, de moarte, de îngropare și de învierea de a treia zi. Zilele de miercuri și vineri din prima săptămână a triodului sunt zile de harți în care nu se postește.